Salutare și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal. De data aceasta avem în fața noastră Snow Plowing Simulator, prologo, după cum bine vedeți acolo și antitlul unde scrie. Practic e o beta deschisă ca să ne putem juca, să putem testa jocul, să vedem cam ce ne poate oferi el. Joculețul, să știți că are potențial, atâta tot nu sunt sigur și nu pot să confirm dacă funcționează cu volanul, încă nu am încercat niciun utilaj deoarece nu deținem niciunul. Abia ce am făcut puțin setările pe acelișa și îi dăm drumul la o joacă. Să vedem cum funcționează jocul, graficile văd că arată destul de bine până în momentul de față, îmi plac, nu pot să zic că nu. Așa că hai să-i dăm bătaie să vedem ce este de joculețul ăsta. Bun, eu mă aflu în birou, am făcut un mini tutorial să-i zicem așa. Mi-a explicat câteva chestii, acolo în colțișorul din stânga sus avem gradele corporale, avem caloriile, practic trebuie să mâncăm, trebuie să bem cafea, să ne încălzim, trebuie să consumăm apă și așa mai, și așa mai departe. Aici e poarta noastră de la birou, acelișa avem încă o poartă pentru a intra, am înțeles. Aici deja mi-a mai zis ceva că avem o cutie din asta de medicină, dar nu avem nimic în ea. În caz că ni se face rău, ne lovim sau așa mai departe. Să știți că jocul are un potențial foarte, foarte mare și arată destul de bine. Nu prea îmi place. Ia să vedem. Setări. Grafică nu. Oare să fie celeșa? În spate, în față. Echipo. Nu, aici sunt butoanele. Oare să fie aici? Așa. Camera, sensibilitatea la mouse. Uite, să o dăm la 1.0706. Hai să încercăm. Așa, parcare, sensibilitatea. Altceva acum, avea sensibilitatea prea mare. Bun, nu mă lasă să mă urc în mașină. Zice că nu știe unde a pus cheile. Am văzut că am o primă misiune acelișa. Aici avem magazinul de unde ne putem cumpăra anumite chestii, văd lopata, restul văd că sunt blocate, acelișa sus avem bănișorii, aici avem plugurile pentru mașini, dacă vrem să cumpărăm haine, mâncare ca să ne cumpărăm, bineînțeles, și alte obiecte, pastile și tot ce ne trebuie nou în caz că ne îmbolnăvim și așa mai departe. Aici avem fierbătorul ăsta electric pentru cafea, în caz că trebuie să bem cafea să ne încălzim, îl avem acelișa, nu avem cafea, trebuie să cumpărăm și cafea, aici ușa să ieșim afară. Și aici avem dita mai mapa, care putem să o schimbăm, să o lăsăm așa de bară, practic, sau să o lăsăm așa cu zăpadă, cum este ea în momentul de față. Și acelișa, dacă venim bine și ne uităm, vedem că avem o misiune. Ce ne zice misiunea aici? Nu câștigăm niciun ban, direcția, adică suntem acelișa unde este biroul nostru, avem 24 de metri pătrați, trebuie cu o lopată mică să ne dăm la o parte toată zăpada, practic să ne facem un drum până acelișa la birou. Bun, deci nu rămâne decât să vin aici la magazin, să cumpăr o lopată, 50 de euro ne costă.
Așa, am găsit, am mai găsit ceva agilișan zăpadă, cred că e cheia de la furgonetă, de la mașină, sau e cheia de la... A, nu, e cheia de la camera aia privată, unde nu puteam să intru. Mai am 62%, am dat aici tata la lopată, de mi-au pocnit degetele la câtă zăpadă am dat la o parte. 64. Măcar e bine că se scoate, gen, se pune acolo sus și din partea asta, când am dat, practic era, cred că un stage 2 al misiunii, sau nu știu de ce nu m-a lăsat prima dată să dau toată zăpada la o parte. Dar mai dau un continuu, nu știu exact câtă zăpadă mai am, poate cu tura asta, dacă umplu acolo până la 90-80% din nou, poate așa scap de toată zăpada. Oricum o să ne ducem imediat să vedem pentru ce este cheia, 69-70. Dar înainte să mă duc, vreau să termin aici, că fuliu. Mă dor degetele, sincer, la cât am ținut apăsat pe mouse ca să dau toată zăpada asta la o parte. 71-8. Și se pune foarte încet, e. Acum m-am gândit eu că o să fie mult mai rapidă toată situația asta, dar văd că ține destul de mult. Avem de-i dat acel ișat, tată, bătaie. 74-8. 75-1, așa. Mai am bucățica asta. Îi dau în continuare.
ne detectează volanul. Nu-i nimic, dar ne jucăm puțin cu... Ne jucăm puțin cu tastatura. Op. Mamă, ce sună ciudat are. Se aude foarte, foarte... Se aude foarte, foarte ciudat. Op. Și derapează mașina. Asta am... Asta am uitat să vă zic și zici acolo la începutul jocului că da, alegi realismul dacă vrei să derapeze foarte tare, dacă vrei să fie normală. Dar se aude foarte, foarte ciudat, nu? Sunetul gen al vehiculului. Sunt foarte ciudățele sunetele. Mi-a spus acolo la misiune să mă duc să vorbesc cu vecinii. Dacă are vecini, că nu găsesc niciunul. Na, fuck it. Am ieșit să explorăm. 35%, hai că urcăm dacă e. Urcăm dacă e acelișul ăla de alt. Op. Op. Am ajuns pe undeva la o stație. Acum doar explorăm puțin, după aia ne mai uităm la misiuni, că practic jocul ăla se bazează pe niște misiuni, să faci niște misiuni, să câștigi niște bănișori, să poți da update la firmă, la utilaje și la toate cele. Cum mama naibii mă dau acum jos de mașină. Mi s-a pus targetul, bun. Îi dăm în spate, hop. Nu mi-l arată pe minimap acolo. Funcționează GPS-ul, doar că nu mi-arată gen targetul cam pe unde ar trebui să o iau. O să trebuiască să tot îl deschis din ce în ce... Uliu, ce tare m-am dus. O să trebuiască deschis din ce în ce mai despractic ca să vezi drumul, unde să te duci și așa mai departe. Hai, tata, hai. Mamă, că abia trage și sunetul e ciudățel. Foarte, foarte ciudățel sunetul jocului. Se aude destul de ciudat, părerea mea. Op. Vai, mamă. Și conducerea destul de ciudățică și s-a făcut și noapte deja. Bine că s-au prins farurile. Bine că avem faruri. Ușor. Ușor. Mai dăm puțin mai în față. Și cam pe aici eu cred că am luat-o la... Ia să vedem, sunt în față, acum trebuie să o luăm la stânga, ca să ajungem așa la Gărăjescu, da? Din nou. Așa, facelișa și tot în față. Op. Așa. Și aici cred că ajungem din nou, da, ajungem din nou la garaj la mine. Am văzut că mi-apărea acolo ca și cum ar fi fost un tractor pe acelișa mai în față. Sunt curios, vreau să mă duc să văd dacă îl găsesc. Ia să vedem. Am trecut, nu, acelișa în față e la stânga, aici e garajul nostru. În față și-o luăm la stânga, practic așa. Cred că trebuie să descoperim puțin harta prima dată, să te plimbi pe ea, să descoperi anumite puncte. Acelișa la stânga e tractorul. Opa, opa. Frână canci, n-avem frână absolut deloc. Bun, dar cum naiba mă dau eu jos din... Cum mă dau jos din mașină? Nu mă lasă să mă dau jos. E, nu, Q. Enter, ia să vedem. X. Așa. Nu mă lăsa să mă dau jos din mașină. Ia să vedem, tractor. Poți să conduci tractorul și să așa bla 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 bla, poți să... Bun, am înțeles. Practic putem să-i dăm update la tractor, să-i punem o din asta mai mare de zăpadă și așa mai departe. Bun. Decât așa, R. Lăsăm asta în joc. Uliu. Dar nu l-am lăsat în jos, oare.
Mamă, dacă când dai cu spatele automat, când dai manșalier automat, ți se pune... Ți se ridică înapoi, practic, el automat plugul. Ok, cam ciudățică treaba asta. Trebuia să-l fi... Să-ți fi zis să-l ridici tu. Aici a rămas blocat. A, așa văd că ăsta e mult mai... Gen cu ăsta, na, e mult mai repede, adică e puțin mai, e puțin mai easy, pe aici sunt, sunt niște pietre. Îmi place efectul ăsta de patinat, chiar, chiar uite că patinează pe, chiar patinează pe zăpadă. Asta e o chestie interesantă. Așa că îl putem folosi să dăm mai multă zăpadă la o parte. Așa că până aici cu acest episod, Snow Plowing Simulator, prologa, practic, beta-ul joculețului, mai trebuie multe chestii, adică ați văzut și voi sunetul foarte urât, mecanicile, ar fi fost frumos dacă funcționa și cu volanul să te joci, ar fi fost mult mai, ca lumea fiind un simulator, practic de asta am și vrut să-l încerc, să vi-l arăt și vouă, nu știu dacă o să mai apară vreun episod cu el pe canal, am vrut să-l prezint în mare parte, să-l vedeți și voi cum e, pentru că mi s-a părut interesant și încă cred că e interesant și are potențial, dar mai este foarte, foarte mult de muncă la el ca să fie pe gustul meu 100%, așa că dacă v-a plăcut prezentarea, clipulețul, nu uitați să apăsați acolo pe butonajul de like, să dați un share, un subscribe, iar joculețul găsiți pe Steam gratis, dacă vreți să-l descărcați, Snow Plowing Simulator, îl încercați și voi, vedeți cum este, poate vă place mai mult ca și mie, eu aștept o versiune finală să văd dacă se remediază problemele și dacă funcționează mai bine. Până atunci, am salutat! Pa, 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 pa.